știu luna în care te-ai născut. Am aici fix luna în care te-ai născut. Ce reprezintă luna pe tine? O am aici. Uite cum facem. Gândește-te, te rog, la numărul lunii tale. Dacă e 1, e ianuarie, dacă e 2, e februarie, dacă e 3, e martie și așa mai departe. Le ai pe toate aici, da? Gândește-te la numărul lunii tale. Acum, fă numărul lunii tale ori 2. Numărul lunii tale ori 2. Ai făcut? Rezultatul, la rezultatul care ți-a dat, vreau să îi mai adaug 10. Fă rezultatul plus 10. Plus 10. Rezultatul plus 10. Ai făcut? Acum ai un rezultat în minte. Vreau să-l împarți la 2. Împarte tot rezultatul la 2. Împarte rezultatul la 2. Am aici luna. Ce reprezintă luna pentru tine? Luna ta de naștere. Nu o să-ți vină să crezi. Ai împărțit la 2? E, și acum din rezultatul ăsta vreau să scazi numărul lunii tale. Scade numărul lunii tale din rezultatul ăsta. Ai un număr minte? Dacă ai scăzut, ultima operație a fost să scazi numărul lunii tale. Ce reprezintă luna ta de naștere pentru tine? O am aici. Apasă like să-ți arăt. Apasă like sau fă de două ori tap-tap pe ecran să-ți arăt ce reprezintă luna ta de naștere pentru tine. Ai făcut? Apasă like sau apasă de două ori tap-tap pe ecran să-ți arăt ce reprezintă luna. Dacă nu vezi, înseamnă că trebuie să apeși like, da? Sau să apeși de două ori pe ecran. Rezultatul care ți-a dat înainte de asta, vreau să-ți spun că voi fi în octombrie în turneu, voi ajunge în Timișoara, în Oradea, în Carei, în Târgu Jiu, în Buzău. Îți las în comentarii linkul de unde poți achiziționa biletele. Dă-mi voie să-ți arăt! Ce reprezintă luna ta de naștere pentru tine? Rezultatul final este 5. 5. Te-ai născut într-o lună norocoasă. Felicitări, omule! Ești un om norocos. Te aștept la spectacol. Te-ai născut într-o lună norocoasă. Ăsta este rezultatul final. Scrie-mi la comentarii dacă ăsta este rezultatul tău final. 5. Într-o lună norocoasă. Nu uita să dai share acestui filmuleț dacă ăsta este rezultatul. Mulțumesc mult!